Capitolul pe care îl vom discuta în ocazia aceasta pare să fie cu rezonanță suficientă pentru a-l lua în considerare, în sensul că vom observa cum oamenii care au traversat anumite crize, amenințându-le viața chiar până la dispariție, deși cunosc istoria acestora, chiar dacă ei n-au trăit-o, totuși nu au învățat din pericolul care pândește viața lor prin neascultarea de Dumnezeu. Sunt urmașii lui Noe și cu siguranță că un om ca Noe s-a ocupat cu grijă pentru urmașii săi să le spună ceea ce înseamnă, pe de o parte, ascultarea de Dumnezeu, conducând la salvare, și în același timp neascultarea care duce la distrugerea vieții, la pierderea vieții. Sigur că atunci când vom vorbi despre acest capitol va rămâne o întrebare: de câte ori trebuie să vină nenorocirea peste omenire pentru ca oamenii să înțeleagă dependența lor de Dumnezeu? De câte ori trebuie să ne lovim de pragul de sus al ușii ca să înclinăm capul și să știm că acolo este primejdie? Lucrul acesta ne ajută să înțelegem pe de o parte. Pe de altă parte, tot ceea ce spune Dumnezeu, chiar dacă este dificil pentru noi și nu înțelegem, trebuie să știm că El ține cont de lucrul acesta și niciun cuvânt pe care Dumnezeu îl transmite oamenilor nu este gratuit. Nu este doar așa ca să umple o discuție, ca să aibă ce spune Dumnezeu și să lase indiferent cum vor reacționa oamenii la acest cuvânt. Știm că după ce Noe a debarcat din corabie, supraviețuind, el și familia lui, Dumnezeu le-a binecuvântat viața, dar le-a dat și anumite însărcinări, le-a dat anumite porunci, dacă le putem nume așa. Și pe lângă faptul că Dumnezeu le-a dorit creșterea, înmulțirea, le-a poruncit și să umple pământul, să se răspândească pe întreaga suprafața pământului. Ei bine, dacă primele două au fost acceptate și împlinite oarecum, descoperim că a treia poruncă a lui Dumnezeu a fost luată așa, de râdere oarecum, sau nebăgată în seamă. Pentru că oamenii nu s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului, nu au luat în considerare faptul că Dumnezeu le cere să se împrăștie pe pământ pentru ca să nu se înmulțească animalele, să nu se înmulțească nici vegetația. Pentru că omul trebuia să stăpânească oarecum pământul, trebuia să verifice cumva echilibrul în natura aceasta, pentru că era singura ființă capabilă să înțeleagă și să decidă și în același timp să colaboreze cu Dumnezeu pentru echilibrul vegetației și al vieții oarecum. În sensul acesta descoperim că la un moment dat, după o perioadă de la încheierea potopului, când oamenii au început să se înmulțească pe pământ, se petrece evenimentul descris în Geneza, capitolul 11. Am auzit cu toții despre turnul Babel. Acolo unde este aglomerație, unde este gălăgie, se face uneori aluzia, parcă este la turnul Babel. O să vedem ce înseamnă turnul Babel, care este semnificația teologică a lucrurilor care s-au petrecut acolo și, cu siguranță, ce putem noi să învățăm din această ilustrație pe care Biblia o consideră suficient de potrivită ca să o prezinte pe paginile inspirate ale ei. La versetul 1 al capitolului 11 ni se spune că tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Atunci când se folosește expresia o singură limbă, indică lipsa diferitelor dialecte, așa cum, de pildă, este limba română și are mai multe dialecte. Atunci nu existau dialectele, pronunția și vocabularul printre oamenii de atunci erau aceleași. Lucrul acesta este foarte important pentru că unitatea limbii promovează foarte mult unitatea de gândire și unitatea de acțiune. Știm că există anumite cuvinte care au sensuri diferite, înțelegeri diferite față de anumite etnii, de pildă. În sensul acesta, putem să spunem că la vremea în care se face descrierea aceasta, cuvântul exprimat, ideea urmărită, acțiunea promovată, toate acestea erau la unison înțelese și toți le înțelegeau în același fel, fără să fie interpretarea corespunzătoare unei etnii. Mai mult decât atât, cercetările moderne de gramatică au dovedit în mod categoric faptul că toate limbile cunoscute, limbile majore, sunt înrudite între ele și toate au elemente care confirmă faptul că derivă dintr-o origine comună. Am fi curioși și noi să știm cam care limbă de astăzi a fost limba pe care a vorbit-o Adam. Pentru că limba vorbită de Adam a fost preluată și folosită și vorbită și de Noe. Și cu siguranță, între copiii lui Noe, a rămas cineva care să păstreze limba aceea, însă nimeni nu poate să spună în mod corect, putem să facem doar speculații și ne gândim doar la varianta semitică, adică la urmașii lui Sem, întâiul născut al lui Noe. Semiții sunt evreii și cumva tot varianta semitică sunt iranienii în apropierea lor. Limbajul acesta al lor este considerat ca fiind cel mai apropiat cumva ca origine de limba originală a lui Adam și apoi a lui Noe. Însă lucrurile acestea nu le putem stabili cu siguranță. Ne aducem aminte că s-a oprit corabia lui Noe pe muntele Ararat și de acolo lucrurile s-au despărțit oarecum. Vă aduceți aminte dacă ați citit prezentarea ocaziei trecute, faptul că s-a întâmplat un incident extrem de neplăcut. Noe s-a îmbătat și a pierdut controlul, s-a dezbrăcat în cortul lui și lucrul acesta a fost văzut de către unul dintre copiii lui, de către Ham, împreună cu fiul lui Canaan, au râs și chiar au promovat imaginea aceasta rușinoasă, ceea ce a dus la blestemul lui Noe pentru Ham și pentru fiul acestuia Canaan. Aceasta înseamnă că deja vorbim între cei trei fii ai lui Noe de două categorii de oameni. Oameni care aveau un comportament urât, necorespunzător, urmașii lui Ham, și oameni care au rămas fideli credinței lui Noe, încrezători mai departe în Dumnezeul lui Noe, și în categoria aceasta se încadrează Sem și urmașii lui numiți semiți, din care derivă și evreii. În condițiile acestea, cele două categorii de oameni, înmulțindu-se, normal că nu s-au mai suportat unii lângă alții. Și atunci a fost o despărțire, a fost o desprindere și versetul 2 ne spune că unii dintre ei, cei mai mulți cu siguranță, pentru că cei mai mulți înclină spre împotrivirea față de Dumnezeu, întotdeauna majoritatea este potrivnică lui Dumnezeu, pornind înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo, Este importantă expresia înspre răsărit. Este foarte importantă direcția din punct de vedere al înțelegerii în Biblie. Zona aceasta geografică și mai ales punctele cardinale au foarte mare semnificație în Sfânta Scriptură, pentru că dintr-o anumită parte întotdeauna vine amenințarea, cel puțin pentru evrei. Întotdeauna dintr-o anumită parte a venit amenințarea cu robia, cu războiul, cu asediul. Și întotdeauna din altă parte a venit eliberarea, a venit salvarea. În sensul acesta, înspre răsărit, atunci când au pornit ei de la corabia lui Noe, de unde se oprise corabia, înspre răsărit este direcția specifică în care se întâmplă lucruri rele. Direcția pe care o aleg oamenii care îl părăsesc pe Dumnezeu. De pildă, Adam și Eva, atunci când au părăsit grădina Edenului, alungați de Dumnezeu după ce au păcătuit, au mers spre răsărit. De asemenea, când Cain, după ce l-a omorât pe fratele său, pe Abel, blestemat de Dumnezeu deja, Cain își părăsește iarăși familia lui Adam și se îndreaptă tot spre răsărit. O să vedem puțin mai târziu, când vom vorbi despre familia lui Lot, cu care vom face cunoștință astăzi, Lot și Avram, nepot și unchi. Când Lot se separă de Avram, el merge tot spre răsărit. Și ceea ce s-a întâmplat lui Lot este groaznic, pentru că este vorba de Sodoma și Gomora, locul în care Lot alege să se ducă atunci când se desparte de Avram. Deci, în Biblie, imaginea de a pleca spre răsărit sugerează întotdeauna despărțirea de Dumnezeu și orientarea spre acțiunile păcătoase, spre neascultare, mai bine zis. Mai mult decât atât, câmpia și mai ales valea, ca noțiune geografică, ca și loc geografic, câmpia și valea sunt într-o contradicție foarte pronunțată față de munte. Muntele reprezintă întotdeauna înălțimea spirituală. Muntele reprezintă întotdeauna apropierea de Dumnezeu, înălțimea la care oamenii trebuie să tindă. Iar valea și câmpia este locul în care păcatul abundă, locul în care păcatul se dezvoltă foarte mult, pe câmpie și mai ales în vale. Ideea în Biblie, când o să citim, a urcat înspre țara nu știu care sau a coborât din Ierusalim, întotdeauna sugerează despărțirea de Dumnezeu prin coborâre sau apropierea de Dumnezeu prin urcare. Are sensul acesta întotdeauna în Biblie. Ca urmare, oamenii aceștia nu doar că pleacă spre răsărit, ci au dat peste o câmpie și câmpia au considerat-o ca loc potrivit pentru campare. Aceasta este deja imaginea care ne sugerează că urmează să se întâmple ceva. Plecând de la munte, de unde se oprise corabia, înspre răsărit, a ales locul acesta interesant, ca și Cain, ca și Adam, când a fost izgonit, toate acestea ne spun că se va întâmpla ceva. Mai mult decât atât, momentul din câmpie, oprirea în câmpie, ne vorbește puțin despre mentalitatea lui Cain, pe care o vom găsi în mentalitatea constructorilor care vor lucra la Betel. Versetul 3 ne spune că au zis unul către altul, s-au oprit în câmpie, au analizat situația cu siguranță și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Zona în care ei s-au oprit este identificată ca fiind câmpia Babiloniei, zona Mesopotamiei, o zonă cu deformațiune aluvionară. Nu existau pietre în câmpia respectivă, este o câmpie bogată, însă cu foarte mari rezerve de lut, prin care puteau să facă ușor cărămizile. Cărămizile au fost identificate și recunoscute de către arheologi din vremurile foarte înaintate, exact din vremea despre care noi vorbim acum. Ele erau uscate la soare în mod obișnuit, iar pentru lucrările înalte, pentru temple, erau arse în foc, pentru că prin ardere ele deveneau foarte rezistente, foarte rezistente. Să facem este o expresie care o vom vedea repetată de 4 ori. Să facem, aceasta înseamnă ca hotărârea să fie împreună, la oaltă. Este un acord al tuturor celor care erau acolo, înspre răsărit, opriți deja în vale. Acest să facem ne trimite cu gândul la cuvintele din grădina Edenului, cuvintele pe care Dumnezeu le exprimă pentru prima dată. Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. De data aceasta însă să facem al oamenilor intră într-o contradicție cu ceea ce înseamnă să facem în concepția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu creează, dacă Dumnezeu dorește să ofere prin creațiune pământului binecuvântarea, pentru oameni să facem are intenția de a uzurpa rolul lui Dumnezeu și mai ales să se împotrivească. Să facem din partea oamenilor este o exprimare publică și colectivă a împotrivirii față de ceea ce Dumnezeu le spusese. În contextul acesta trebuie să privim povestirea biblică în concepția lui Moise. Moise este cel care scrie Geneza și el când scrie acum sau când descrie experiența de la turnul Babel, el are în vedere și relația acestei experiențe cu Dumnezeu. Și merge puțin în paralel cu exprimările pe care el le folosește și atât în descrierea lui Dumnezeu la creațiune, cât și în descrierea celor de la turnul Babel, care și ei creează ceva, dar cu totul alt scop. Biblia spune că au hotărât să facă aceste cărămizi, să le ardă bine în foc și descrierea biblică spune că această cărămidă le-a ținut loc de piatră și smoala le-a ținut loc de var. Descrierile arheologice confirmă existența corectă a acestei expresii, făcând din prezentarea biblică o realitate, nu doar așa o ficțiune, așa cum criticii Bibliei susțin în multe situații. Foarte multă întrebare și am mai discutat puțin înainte, cu câtva timp, despre smoală. Biblia spune că smoala le-a ținut loc de var. Ei bine, termenul de smoală trebuie să fie înțeles mai degrabă ca fiind bitum, un bitum lichid care în zona aceea a Golfului Persic se găsește în abundență și este cunoscut lucrul acesta. În apropierea Babilonului, în zona aceasta a Mesopotamiei, cât și în alte părți ale zonei extinse, au existat într-adevăr puțuri în care se găsea la suprafață bitum lichid. Este important lucrul acesta pentru că îl vom întâlni și în descrierea Sodomei și Gomorei. În niște fântâni din acestea au căzut chiar împărații împăratul Sodomei și împăratul Gomorei. După ce au descoperit calitatea durabilă a bitumului, care se folosește și astăzi pentru asfalt, vechii zidari babilonieni l-au folosit în construcții și cele mai rezistente temple au fost făcute așa, datorită acestui amestec între cărămidă și între bitumul care încleiasă foarte bine în loc de var. Descrierea de atunci este puțin depășită astăzi, pentru că noi știm de construcții și domnul Dan ne poate confirma faptul că construcțiile vechi foloseau varul cu cărămizile, nu foloseau cimentul pentru că nu se descoperise încă. Ei bine, traducerea corespunde timpului în care se folosea varul cu cărămida pentru zidărie, chiar pentru tencuială, varul și nisipul. Și au mai zis, haidem să zidim o cetate, un turn și al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Dacă prima dată au zis, haidem să adunăm cărămizi, să facem cărămizi, să folosim smoala, acum se descoperă și motivația pentru care vor să facă lucrul acesta. Și aproape că este foarte important să ne gândim la un aspect. Ce este mai important? Ceea ce facem sau intenția pe care o avem pentru ceea ce facem? Ce atârnă mai greu? Ceea ce nu vreau să fac sau motivul pe care îl am ca să nu fac lucrul acesta? Aici lucrurile sunt destul de delicate și sensibile, pentru că unii consideră că a face sau a nu face este important. În realitate, dincolo de lucrul în sine, este foarte importantă motivația. Ce stă la baza lucrului pe care îl fac? Ce stă la baza lucrului pe care nu-l fac? Și în versetul acesta descoperim secretul care stă la baza neaprobării lui Dumnezeu pentru ceea ce oamenii aceștia fac. Și au zis să ne zidim o cetate, un turn al cărui vârf să atingă cerul. Au trei motivații oamenii aceștia. Mai întâi, vor să ajungă la cer. Al doilea, să ne facem un nume. Și al treilea, să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Lucrul în discuție este foarte important, pentru că observăm că aceste lucruri au în ele esență pozitivă și este rău ca cineva să-și dorească să atingă cerul, este rău ca cineva să-și dorească să intre în cer. Sigur că răspunsul este nu, categoric, este de dorit. Chiar orice creștin își dorește să intre în cer. Este rău să-ți faci un nume, să ai o anumită cunoaștere, să ai o anumită manifestare a unui caracter, oamenii să știe despre tine și să te aprecieze pentru numele pe care îl ai, iar răspunsul este, nu este deloc greșit să-ți dorești să ai un nume, o carieră, o împlinire. Însă, să nu fim împrăștiați, deși aparent este dorința de unitate, să fim la oaltă, să fim cu toții împreună, să nu fie dezbinare, să nu fie separare, să nu fim împrăștiați, deși în aparență nu are nimic vinovat, în realitate este o flagrantă împotrivire față de porunca lui Dumnezeu, care spusese, împrăștiați-vă, umpleți pământul, nu stați la oaltă. Și observăm că în descriere, oamenii aceștia care par foarte bine intenționați, În realitate, în substratul intenției lor este împotrivirea. Este călcarea poruncii lui Dumnezeu. Ei vor să facă un turn al cărui vârf să atingă cerul. Mai întâlnim expresia aceasta, să atingă cerul, în cartea profetului Daniel. Se face descrierea unui corn mic. Cornul, în simbolul profeției, este simbolul puterii, autorității, forței. Și cornul acesta mic, care crește foarte mult, are o descriere foarte interesantă în cartea profetului Daniel, dar cornul acesta vrea de asemenea să atingă cerul și împunge cerul, împrăștiind oștirea cerească, aducând foarte mari pagube. Cornul mic se înalță până la Dumnezeu. Care este scopul și care este dorința ca cineva să ajungă până la Dumnezeu? Este un lucru foarte important pentru noi. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea, de ce vreți să ajungeți în cer? Care este scopul pentru care dorim să fim mântuiți? Și o să descoperim aici, la întrebarea aceasta, sunt foarte multe răspunsuri care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și care ascund, în esență, egoismul. Am întrebat mulți oameni și răspunsul a fost să trăiesc veșnic, să nu mai mor, să mă bucur cât mai mult de tot ceea ce este frumos, să nu mai am griji, să nu mai am necazuri, să scap de durere. Toate aceste lucruri, sigur că sunt bune, dar lipsește elementul cel mai important, adică relația cu Dumnezeu. Dacă îți dorești să ajungi la Dumnezeu și nu dorești să fii în prezența Lui, nu dorești să fii împreună cu Mântuitorul, atunci motivația aceasta egoistă nu te va ajuta niciodată să ajungi. Pentru că singurul scop adevărat al ajungerii la cer este doar să te bucuri de relația cu Mântuitorul tău. Dar lucrul acesta nu se va putea niciodată împlini dacă pe pământ tu nu te bucuri de Dumnezeu. Adică dacă pe pământ nu ai nicio relație cu Dumnezeu, cum crezi că te vei simți în cer 1000 de ani, o veșnicie, alături de Dumnezeu? Dacă acum nu-l suporți, dacă acum nu te interesează, dacă acum îți este indiferent ce spune El și faci ce-ți place, dar atunci cum se va întâmpla? Din cauza aceasta este foarte important să descoperim că oamenii aceștia au vrut să atingă cerul, au vrut să bată la ușa lui Dumnezeu, nu? În sens simbolic, un anumit scop. Nu pentru că le era foarte dor de Dumnezeu, nu pentru că doreau să atât de mult să-L cunoască pe Dumnezeu, ci pentru că ei doreau să nu împlinească porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus să se împrăștie, ei doreau să fie uniți, dar în același timp, prin unitate, să ajungă la Dumnezeu. Sigur că este un nonsens. Nu poți să faci lucrul acesta. Imaginați-vă că cineva vă invită la ziua de naștere, nu aveți nicio legătură, nu-l băgați în seamă, nu aveți nicio relație foarte apropiată, dar vă invită la ziua lui de naștere. Care ar fi relația? Ani de zile, să zicem că este un coleg de serviciu sau un vecin. Ani de zile am trecut unul pe lângă altul, nu ne-am salutat, nu ne-am întâlnit, nu ne-am vorbit. Nici nu știu unii prea mult despre alții. Și acum, hai să ne bucurăm. Ce putem să vorbim? Sigur că ori nu te duci, ori dacă te duci, stai cât mai puțin pentru că nu te simți bine acolo. În același fel, constructorii turnului care vor să atingă cerul, vor nu să-L cunoască pe Dumnezeu, să se bucure de prezența Lui, ci mai degrabă să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Și înlocuindu-L pe Dumnezeu în concepția lor, ei nu se mai simt vinovați de călcarea poruncilor pe care El le dă. Chiar lucrul acesta este important să-l observăm, că înainte de a fi repopulat pământul, oamenii au reluat ostilitatea față de Dumnezeu și față de ceruri. Al doilea element pe care oamenii îl au ca motivație este să ne facem un nume. Singurul nume care este în cer este doar numele lui Dumnezeu. Și intenția aceasta de a înlocui pe Dumnezeu se exprimă și în dorința de a-și face ei numele. Când privesc spre ceruri, oamenii care vor urma după cei care vor construi turnul, ei nu vor mai striga numele lui Dumnezeu, ci vor striga numele constructorilor, numele lor, în locul numelui lui Dumnezeu. Elementele acestea par să fie obișnuite astăzi, pentru că uneori, fie pe latura aceasta spirituală, unii oameni vor să ajungă la cer, să atingă cerul, dar nu de dragul lui Dumnezeu, ci de dragul bunurilor pe care le are Dumnezeu. Unii vor să-și facă un nume, dar nu ca să beneficieze oamenii de numele lor, ci doar ca să primească lauda. Și ne aducem aminte câțiva ani în urmă ce însemna ca toate să se facă la ordinul unui nume și toate lucrurile să fie închinate numelui aceluia glorios pe care oamenii îl lăudau. Turnul acesta avea și un rol de siguranță. El trebuia să fie în concepția oamenilor care îl plănuiau. Turnul Babel trebuia să fie ca să le asigure siguranța. Și ei s-au gândit că dacă va fi vreodată vreun potop, potopul acela să nu mai îi amenințe, să nu le mai amenințe viața, ci potopul acela să chiar dacă vine, ei să fie deasupra lui. Și ne aducem aminte că potopul, spune Biblia, a depășit cu 15 coți cel mai înalt vârf de munte. Turnul acesta, cu intenția de a atinge cerul, în concepția lor trebuia să depășească vârful celui mai înalt munte. Astfel, considerând că Dumnezeu nu poate să aducă un potop mai mare, mai înalt decât vârful cel mai înalt al munților. În momentul în care ei se apucă de lucru și fiind împreună, vorbind aceeași limbă, având aceleași gânduri, înțelegându-se perfect, așa, într-o paranteză, oamenii se înțeleg atunci când este un plan împotriva lui Dumnezeu. Parcă mai mult oamenii se înțeleg când se unesc să facă rău. Mai greu găsești oameni cu care să te asociezi pentru un bine. Nu am înțeles niciodată de ce oamenii sunt așa dispuși să ofere țigări unii altora, să ofere băutură unii altora, știind că amândouă sunt rele. Pentru lucruri rele se găsesc asocieri mai ușoare și chiar trainice. În condițiile în care ei se apucă de lucru și se pare că au început să facă lucrul acesta, versetul 5 ne îl prezintă pe Dumnezeu, care se coboară să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Este important să precizăm un aspect. Când oamenii doresc să urce, Domnul se coboară. Sigur că aici putem să înțelegem dimensiunea profundă a diferenței. Când oamenii doresc să se înalțe, Domnul Iisus ne-a oferit varianta frumoasă a lepădării de sine, a umilinței. Și în timp ce oamenii vor să ajungă la cer, cerul se coboară la ei. Altfel spunând că nu au nevoie de eforturi. Altfel arătându-ne că Dumnezeu le poate împlini nevoia în măsura în care ea este o necesitate. Știți că, nu știu cât de adevărat este, dar se spunea că după întoarcerea din cosmos a lui Yuri Gagarin, a făcut o declarație de presă prin care spunea: l-am căutat în cosmos pe Dumnezeu și nu l-am întâlnit. Ca urmare, el nu există. Ei bine, dacă omul a ridicat o navetă spațială în cosmos ca să-L caute pe Dumnezeu, să-L atingă pe Dumnezeu, ar fi trebuit să-L caute în altă parte pe Dumnezeu Yuri Gagarin. Și dacă l-ar fi căutat la Golgota, cu siguranță l-ar fi găsit acolo pe Domnul coborât deja, chiar și în mormântul Iosif. Faptul că Domnul s-a coborât ne arată că înaintea lui Dumnezeu toate sunt descoperite. Acțiunile oamenilor, cât de tainice sau cât de deschise, cât de publice, acțiunile oamenilor sunt întotdeauna cunoscute și nimic nu poate să fie ascuns înaintea ochilor lui Dumnezeu. În timp ce oamenii fac eforturi să ajungă la cer, spuneam, Dumnezeu a coborât totuși să se întâlnească cu ei. În condițiile acestea ne putem întreba care sunt condițiile în care oamenii care doresc să zidească pot să facă lucrul acesta. Există un comentariu rabinic care spune că atât de mare era dorința oamenilor să-și facă un nume, încât nu țineau cont de nimic din ceea ce însemna suferința umană. Și dacă un constructor al turnului era omorât printr-un accident, el era ignorat, nimeni nu îl băga în seamă, dar lucrarea trebuia să continue. Dacă o cărămidă ar fi căzut și se spărgea, lucrul acesta era foarte revoltător pentru oameni. Dar atunci când lucrătorii se opreau și își văitau durerile, nimeni nu-i băga în seamă și ei trebuiau să fie siliți să zidească mai departe. Versetul 6 ne spune că atunci când Domnul a coborât, Domnul a zis: iată, sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Cuvintele acestea ne spun de faptul că Dumnezeu înțelege că hotărârea oamenilor, puterea de care ei dispun, capacitatea lor de unitate și de organizare îi determină să lucreze și cu cât vor lucra mai mult, cu atât ei se vor împotrivi mai tare lui Dumnezeu. Ideea e de nimic nu i-ar împiedica să facă ce și-au pus în gând. Sigur că în condițiile în care astăzi cunoaștem câte ceva despre atmosferă și stratosferă și zona aceasta a dimensiunilor cosmice, nu se referă la faptul că oamenii aceștia ar fi putut să ridice un turn spre cer. Doar că Dumnezeu spune că nu i-ar fi împiedicat nimic să facă, în sensul răzvrătirii, să fie dusă până la capăt. Și ei nu s-ar fi oprit niciodată să se întrebe ce va spune Dumnezeu despre lucrul acesta. Ca urmare, Dumnezeu consideră că planul lor este o inițiativă de a se răscula împotriva lui Dumnezeu. Era, dacă vrem, o inițiativă principală sau primară de a controla lumea de la înălțimea aceea. Știți cu siguranță, probabil, că la nivelul istoriei foarte dese au fost tendințele oamenilor de a realiza o singură conducere, mondială. A fost intenția fiecărui imperiu. Și Napoleon a dorit să facă lucrul acesta și împăratul Austro-Ungariei a dorit să facă lucrul acesta și Carol V-ul a dorit lucrul acesta, să unească lumea sub o singură conducere. Nu ne este deloc departe de a vedea aceeași intenție a Uniunii Europene și a unui guvern european. Același lucru intenționează și Statele Unite ale Americii să facă. Pentru că dorința de a controla toată lumea este o dorință pe care Lucifer o inspiră cu o singură intenție de a-L elimina pe Dumnezeu de la controlul întregii lumii, cel puțin la nivelul înțelegerii. Când Dumnezeu consideră că oamenii aceștia sunt hotărâți și nu există nimic mai important pentru ei decât să zidească și cu fiecare metru de zidărie ei se împotrivesc mai tare lui Dumnezeu și sunt mai siguri de reușită, atunci trebuia să aibă din partea lui Dumnezeu o inițiativă și o acțiune hotărâtă pentru a le spune oamenilor că lucrul acesta nu este plăcut lui Dumnezeu. Așa cum oamenii au vorbit, la fel este exprimată și discuția pe care Dumnezeu o are cu sine însuși. Haidem, spune Dumnezeu, să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Unicul Dumnezeu răspunde constructorilor, grupului de constructori care au dorit să fie una prin limba pe care o vorbeau cu toții. Asemănarea cu Dumnezeu în unitate este sugerată și este descrisă ca fiind influența lui Lucifer. Să le încurcăm acolo limba, spune Dumnezeu. Cu siguranță că ar fi fost și alte metode pe care Dumnezeu să le folosească. Ar fi putut să-i nimicească, ar fi putut să le dărâme turnul, ar fi putut să creeze, știu și eu ce, molimă printre ei. Însă Dumnezeu n-a mai dorit să-i nimicească pe oameni, pentru că au descoperit, Dumnezeu a văzut că a inimici pe oameni nu le schimbă caracterul. Este, dacă vreți, dimensiunea aceea a unui copil pe care îl pedepsești, pe care îl sancționezi, pe care te saturi să-l bați, el nu se schimbă. Și atunci descoperi că în forma aceasta nu se va realiza niciodată ceea ce îți dorești, schimbarea. Și atunci folosești alte metode în sensul de a-i diminua acțiunile răzvrătite, în sensul de a-i diminua acțiunea de, de furat, nu-i mai lași banii la îndemână, în sensul de a-l izola oarecum de posibilitățile de a-și face rău, în sensul acesta. Așa îl văd pe Dumnezeu lucrând acum. Deja distrusese potopul prin potop generațiile dinainte. Acum nu vrea să-i mai distrugă, ci folosește altă metodă, să-i împrăștie. Considerând că atâta vreme cât vor fi împreună, ei se vor înțelege mai departe în împotrivirea lui Dumnezeu. Imaginea aceasta o vom reîntâlni în cartea Apocalipsei. Intenția oamenilor de a fi o turmă și un popor, împotrivindu-se adevăratului păstor care este Dumnezeu. Imaginea aceasta din Apocalipsa ne vorbește despre aceeași intenție pe care o găsim la turnul Babel. Intenția de a ajunge la cer, intenția de a-și face un nume, locuind singurul nume dat oamenilor pentru mântuire, adică înlocuind mântuirea pe care Hristos o dă. Dacă vom avea vreodată timpul și dispoziția, vom vorbi despre cartea Apocalipsei cu profețiile ei finale. Ați auzit cu siguranță de noua ordine mondială și de termenul de resetare. Este același duh de la turnul Babel. Este aceeași intenție de împotrivire față de Dumnezeu. Este aceeași născocire pe care Lucifer o reamintește oamenilor. Înțeleptul Solomon spune că nu este nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Și lucrul acesta probabil că îl vom vedea și noi curând, manifestându-se în lume. În consecință, hotărârea lui Dumnezeu se pune în aplicare și în timp ce oamenii lucrează și oamenilor le trebuie mult timp ca să împlinească ceea ce își doresc, pentru Dumnezeu nu este nevoie de timp. Și versetul 8 ne spune că Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. Probabil că atâta vreme cât oamenii vorbesc aceeași limbă, ei pot să meargă în același sens. Dar când oamenii vorbesc într-un alt limbaj, separat unii de alții, cum este astăzi în limba pe care o folosesc partidele, chiar dacă vorbesc românește cu toții, ei nu se pot înțelege, pentru că termenele, interesele, valorile sunt diferite. În sensul acesta, Dumnezeu a știut că nemai vorbind același limbaj, ei nu vor mai putea fi împreună și nu vor mai putea continua. Într-un mod foarte interesant, putem să vorbim despre faptul că Dumnezeu folosește multiplicarea limbilor în ziua 50-imii sau în ziua Rusaliilor. Cunoașteți faptul că la ziua Rusaliilor a fost coborârea Duhului Sfânt și oamenii care participau la Ierusalim atunci i-au auzit pe ucenici vorbind în aceeași limbă. Atunci oamenii foloseau aceeași limbă pentru că Dumnezeu creează unitatea, pentru că Dumnezeu dorește să se descopere. Și acolo era momentul în care Dumnezeu coborâse la oameni, coborâse prin Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Este cu totul și cu totul diferit acum, când oamenii care vorbeau aceeași limbă sunt împrăștiați pentru că vorbesc limbi diferite. Este greu de înțeles cum s-a realizat lucrul acesta. Știm doar că n-au mai putut să se înțeleagă și neputându-se înțelege, categoric, n-au mai avut încredere unii în alții, a produs dezbinare și probabil că dezbinarea aceasta a fost realizată pe familii. Familiile, știu și eu, patriarhale, care erau atunci, au vorbit toți membrii unui patriarhat aceeași limbă și probabil că s-au separat unii de alții pentru că nu mai aveau nimic în comun. Ce să-și spună? Probabil că a intervenit și o ciorovăială acolo, să se certe. Unii spuneau una, altul dădea altceva. Este foarte greu să înțelegem și cred că nici n-a durat foarte mult când să se oprească lucrarea aceasta, pentru că nu mai era conducătorul, nu mai era supraveghetorul care să vorbească pe înțelesul tuturor. În consecință, cei care se puteau înțelege unii cu alții au realizat o mică comunitate și au mers separați de ceilalți. În forma aceasta au împlinit cumva planul lui Dumnezeu de a se împrăștia și de a umple pământul. Aici aș putea să mă opresc puțin și să întreb, nu era mai bine dacă l-ar fi ascultat pe Dumnezeu de la început? Pentru că întotdeauna planul lui Dumnezeu inițial, chiar dacă este contracarat, dacă este amânat, dacă este împiedicat cumva de către Satana, planul lui Dumnezeu se poate înfăptui. Este o dimensiune a împlinirii planului lui Dumnezeu în mod circumstanțial. Adică, indiferent de circumstanțe, Dumnezeu își împlinește planul. Cu fiecare dintre noi se întâmplă lucrul acesta. Pentru că, de pildă, dacă noi l-am ascultat pe Dumnezeu, dacă l-am înțelege și l-am crede pe cuvânt, n-ar mai fi nevoit Dumnezeu să ne demonstreze că ne iubește, trecându-ne prin anumite situații delicate ale vieții noastre. Este la fel ca și când educația pentru un copil ar implica ascultarea din partea lui, n-ai mai fi nevoit să te porți urât, să-i administrezi niște sancțiuni, niște pedepse, să-i dai niște așa constrângeri. Dacă el ar înțelege lucrul acesta, cât de bine i-ar fi lui și cât de bine ar fi pentru părinte. În același mod trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și, revin, dacă oamenii aceștia l-ar fi crezut pe cuvânt pe Dumnezeu și s-ar fi împrăștiat, probabil că efortul acela zadarnic, nu știu cât au lucrat la turnul Babel, nu știu cât a durat, dar a fost un efort considerabil pe care nimeni n-a putut să-l folosească, nimeni nu a beneficiat de efortul acela. Și mă întreb, de câte ori nu ne-am găsit și noi în situația aceasta să facem unele lucruri despre care Dumnezeu nu este de acord cu noi și la un moment dat să fim împiedicați să-l ducem la bun sfârșit și rămâne abandonat. Unele lucruri pentru care am cheltuit, unele lucruri în care am investit, plăcere, emoție, care nu ne mai folosesc la nimic și pe care le-am abandonat. Poate și relații, poate alte preocupări. Dacă l-am înțelege pe Dumnezeu de prima dată, toate eforturile acestea n-ar mai fi ieșuate și valoarea investiției am putea o folosi într-o altă dimensiune care ne-ar aduce cu adevărat fericirea. Turnul care urma să se înalțe până la cer n-a fost niciodată terminat. De aceea, spune Sfânta Scriptură, cetatea a fost numită Babel. Acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ. De acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Observăm aici două acțiuni directe din partea lui Dumnezeu. Domnul încurcă limbile, pentru că numai Dumnezeu putea să creeze un limbaj care astăzi este extraordinar. Sute de limbi, mii de dialecte. Doar Dumnezeu putea să facă lucrul acesta și nu numai că le-a încurcat limbile, ci i-a și împrăștiat în felul acesta. În limba ebraică, numele cetății Babel este Balal, care înseamnă a încurca. De aici vine cuvântul Babel, de la limba ebraică, folosind termenul acesta. Însă, mai târziu, se realizează cetatea Babilonului. În zona aceasta, în apropierea turnului Babel, se construiește cetatea Babilon. Și Babilonul înseamnă poarta zeilor. Cetatea Babilon este în aceeași zonă a turnului Babel și se pare că ceva se întâmplă în zona aceea, pentru că Nebucadnețar ar putea să fie inspirat de turnul Babel și la un moment dat, în cartea lui Daniel scrie lucrul acesta, în Noul Testament, cartea profetului Daniel este foarte frumos, Nebucadnețar construiește cetatea Babilonului, o înfrumusețează prin grădinile suspendate și Biblia îl surprinde pe împăratul Nebucadnețar într-o formă foarte, foarte asemănătoare cu cei de la turnul Babel. Nebucadnețar se plimbă deasupra zidului deasupra zidurilor care înconjoară cetatea Babilonului, se uită la împrejurimi, admiră ceea ce el a realizat și spune: nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu pentru ca numele meu să fie cunoscut de cei care vor urma? Și în momentul în care rostește lucrurile acestea, aude un mesaj din cer și el își pierde mintea și timp de 7 ani de la momentul acesta, Nebucadnețar trăiește într-o asemănare cu animalele. Biblia spune că timp de 7 ani n-a mai avut raționamentul corect, s-a comportat ca un animal, i-au crescut unghiile, i-au crescut pletele și de-abia după 7 ani de zile, acest împărat Nebucadnețar, Biblia spune că într-o zi și-a ridicat ochii spre cer. Și atunci i-a venit mintea la loc. Ridicarea ochilor spre cer nu înseamnă doar să privească stelele, ci privind spre cer și gândul îi se îndreaptă spre Dumnezeu, pentru că el știa despre Dumnezeu prin profetul Daniel. Și în momentul acela, mintea lui Nebucadnețar revine, el își reia tronul, timp de 7 ani fusese un regent pe tronul lui și în felul acesta descoperim faptul că intenția lui Nebucadnețar de a relua turnul Babel la nivelul Babilonului este o intenție care se sancționează în același fel. Probabil că ați auzit faptul că Saddam Hussein, președintele Irakului, Irakul este în locul Babilonului, în zona aceea a Babilonului și a turnului Babel, acest Saddam Hussein se credea că este urmașul și continuatorul lui Nebucadnețar. Și prin Nebucadnețar, acesta ajunge la turnul Babel. Adică imaginea aceasta de încumetare, imaginea aceasta de provocare a lui Dumnezeu, se manifestă până în zilele noastre. De ce? Pentru că este același duh. Duhul demonic care a inspirat pe cei de la turnul Babel, care l-a inspirat pe Nebucadnețar, care inspiră și astăzi, știu și eu, zona Uniunii Europene și alte persoane care doresc să-și înalțe un nume și doresc să ajungă la cer. Întotdeauna când vorbim despre Babel, vorbim despre confuzie. Și dacă aș putea să vă rămân mai departe un pic aici, imaginea aceasta a Babel, a încurcăturii, și de la Babel vine și Babilonul, putem să descoperim că sub aspectul religiosului, lucrul acesta are o semnificație și o prezență continuă. Pentru că în timp ce religia lui Dumnezeu, religia biblică, este curată, este pură, nu are niciun amestec, orice religie care are în amestecul ei conținutul biblic, dar și conținutul păgân, idolatru, în religia aceasta se realizează această încurcătură, în așa fel încât oamenii să nu mai discearnă ceea ce cere Dumnezeu de ceea ce oamenii hotărăsc și oamenii stabilesc că ar fi principii. Mă interesează foarte mult lucrul acesta pentru că descoper uneori în anumite secvențe ale religiei creștine niște lucruri care nu și-au justificarea biblică. Și acolo unde nu este susținerea biblică pentru ceea ce eu fac în religia mea, eu trebuie să înțeleg că este din altă sursă. Și dacă este din altă sursă, se face o încurcătură, se face un amestec. Și întotdeauna amestecul este compromis. Pentru că Dumnezeu este curat, este pur și nu are niciun amestec. Este principiul biblic. Poate lumina să fie împreună cu întunericul, poate minciuna să fie împreună cu adevărul, poate binele să stea la oaltă cu răul? Nu, cele două se contrazic. Întotdeauna intenția lui Satana a fost să creeze amestec. Și în poarta zeilor, în locul Babilonului, acolo este un amestec în care se găsesc de toate. De la versetul acesta se oprește descrierea turnului Babel, dovadă că oamenii n-au mai continuat, nu s-au mai întors, n-au mai avut niciodată sorți de izbândă. Ceea ce au început, ceea ce au investit, a dispărut pentru totdeauna din mintea lor, pentru că nimeni n-a mai avut curaj într-o limbă proprie și unică să se poată apuca de continuarea turnului Babel și nici asocierea limbilor nu a mai dus la unitatea de a se împotrivi lui Dumnezeu. Din momentul acesta, Biblia vorbește despre urmașii lui Noe, pentru că intenția Bibliei nu este atât de mult să descrie ceea ce s-a întâmplat cu oamenii de la turnul Babel, ci intenția Bibliei este să ajungă la Avram, la strămoșul Domnului Isus. Scopul Bibliei este să descopere linie genealogică pe care Domnul Isus a avut-o și să ne descopere urmașii pe care Isus, strămoșii lui Isus și calitatea lor, dar și transformarea acestora. De aceea, de aici înainte, noi vom aborda o dimensiune nouă a unei familii din care se naște poporul evreu, familia lui Avram. Spița neamului lui Sem, la vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad la 2 ani după potop. Deja lucrul acesta ne ajută să avem o oarecare stabilitate în timp a potopului. Prin anii care urmează acum se cunoaște aproximativ data potopului. De la această precizare, Arpacșad, la 2 ani după potop, este născut. După nașterea lui Sem trăiește 500 de ani și a născut fii și fiice. Este foarte important să observăm că îl interesează foarte mult pe Moise linia genealogică a lui Sem, pentru că din Sem se naște Domnul Isus, secole mai târziu. Este dată aici o enumerare a celor care au fost urmașii lui Sem și, în sfârșit, ajungem la dimensiunea aceasta de la versetul 25, la Terah. Terah este un om pe care Dumnezeu îl alege cumva să facă o anumită schimbare. Terah este tatălui Avram. Avram este recunoscut la nivelul întregei creștinătăți și nu numai. Avram este, strămoșul din care se naște poporul evreu. Cu Avram începe. Este primul strămoși la care se gândește fiecare evreu. Toți evreii se consideră urmașii lui Avram, pentru că el este o figură proeminentă. Și iată o descriere aici a unor detalii, așa cu privire la timp. Noi a trăit 950 de ani, Sem a trăit însă doar 600 de ani. Observăm că de la potop, vârsta este într-o scădere. Numărul anilor este mereu și mereu în scădere. Arpacșad, pe care îl născuse la 2 ani după potop, trăiește doar 438 de ani. Însă, ceea ce este foarte important, o să reținem lucrul acesta, este că bunicul lui Avram a trăit 148. Deja câteva generații vârsta scade foarte mult. Cu fiecare generație oamenii se îndepărtează de moștenirea fizică puternică pe care Adam a avut-o datorită pomului vieții, și cu cât efectul din pomul vieții dispare din generații în generații, cu atât viața omului este mai scurtă și cu siguranță mai slabă. Terah a născut pe Avram, pe Nahor, Haran, sunt niște nume mai greoaie. Acum le amintesc doar ca să putem surprinde câteva lucruri foarte, foarte interesante. Avram acesta ajunge să fie contemporan cu Noe. Și lucrul acesta ne este foarte important, pentru că Avram îl cunoaște pe Dumnezeu din viu grai de la Noe. Avram îl cunoaște pe Dumnezeu din descrierea lui Sem, primul născut al lui Noe, Sem care traversează și el perioada și aventura potopului, și lucrul acesta înseamnă foarte mult pe Avram, pentru că în felul acesta noi înțelegem de unde Avram îl cunoaște pe Dumnezeul adevărat. Transmiterea prin viu grai a cunoașterii lui Dumnezeu a avut o influență foarte, foarte puternică, ba mai mult, chiar și Iacov, unul dintre marii patriarhi, nepotul lui Avram, despre care o să vorbim în Cartea Geneze, niște lucruri extraordinare, chiar și Iacov este contemporan cu Sem, cel care supraviețuiește potopului. Lucrul acesta spun că este foarte important, pentru că răspunde la întrebarea de unde oamenii aceștia cunoșteau despre Dumnezeu și cât puteau oamenii aceștia să cunoască despre Dumnezeu. Ei bine, ceea ce noi ne chinuim să cunoaștem despre Dumnezeu din Sfânta Scriptură, oamenii aceștia cunoșteau din viu grai de la cei cu care Dumnezeu vorbise, cu cei care l-au auzit pe Dumnezeu, cei care l-au văzut pe Dumnezeu, și lucrul acesta a confirmat existența lui Dumnezeu și valoarea lui. Capitolul continuă cu descrierea lui Avram și Nahor, fratele lui. Avram înseamnă tatăl înălțimii sau tatăl înălțat. Mai târziu Dumnezeu o să schimbe numele. Aici vedem că are un singur A, Avram, și Dumnezeu îi va spune Avra-am, cu 2 de A. Lucrul foarte important din toată această descriere este chemarea pe care Dumnezeu o face lui Avram să iasă din țara lui și să ajungă în Canaan. Canaan o să fie un cuvânt pe care îl vom repeta mereu și mereu, pentru că acest loc, Canaanul, este făgăduința pe care Dumnezeu i-o face lui Avram, că o va primi el și seminția lui și sămânța lui. Deși la momentul în care Dumnezeu îi spune lui Avram o să fie Canaanul locul tău, el nu avea niciun copil. Despre aceasta vom vorbi chiar data viitoare. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Haran acesta, da, nu o să ținem foarte mult minte despre lucrurile acestea, doar le amintesc pentru că Dumnezeu a chemat pe un tată care are 3 copii să plece din Mesopotamia, din Ur, din orașul Ur, să plece într-un loc numit Canaan. Tatăl acesta pleacă, se oprește pe drum și locuiește o vreme acolo. Între timp, unul dintre băieții lui moare, dar fiul acestuia care moare va merge mai departe, se numește Lot, fiul acestuia, și merge mai departe cu Avram. În timp ce rămân doi băieți ai celui care a primit chemarea, în timp ce cu toții rămân în Haran, într-un loc, unul nu vrea să mai plece. Se stabilește acolo, își face cetatea, își întinde corturile, își dezvoltă afacerile și unul nu mai vrea să plece să primească moștenirea aceea a Canaanului. Singurul care pleacă este Avram, care primește și binecuvântarea și moștenirea. Am făcut precizarea aceasta pentru că atunci când ne vom întâlni cu aceste nume, cu Avram și cu Haran, o să ne amintim cumva despre ce este vorba. Lecția aceasta a fost puțin mai tehnică, dar a fost necesară pentru ca, pe de-o parte, să înțelegem că răzvrătirea față de Dumnezeu a pornit imediat după ce s-a terminat potopul. N-a fost nevoie de mult timp ca oamenii să-și reia activitățile răuvoitoare față de Dumnezeu. Și în același timp, modul în care Dumnezeu încă mai cheamă pe oameni să-și împlinească făgăduința, să aducă la existență răscumpărătorul, adică pe Mesia. Cam atât despre capitolul acesta.